Îți mulțumesc, Franco. Să știi că atunci când am auzit de partirândul pe Doris, m-am temut că o să urmeze. O să urmeze și nu m-am temut degeaba. Să știi, Franco, de tot cum ne-am spus. Să știi că meseria asta de detectiv literar e mai criticoasă decât poate că era. Așa încât mă iertați de exact, frate. Să vă spun lucruri. De felul, faptul care o să vă îndepărteze un pic, nu știu că nu. Vreau să vorbim puțin de tot despre metoda lui Doris Mironescu, ce se pară, într-adevăr, această ediție, slavă Domnului că există această ediție, astfel încât Blender Fiber de adevărat era o biografie, deci o carte accesibilă oricum tuturor scriitorilor care vor să afle asta, fiindcă când m-a apărut pentru un tiraj confidențial și mie nu mi-a fost foarte greu să fac rău de ea, trebuie să mobilizez toate spilele din zona Iasului și din spațiile din Mitrov, am întrebat prin 10 ani de care, iată, unde este această biografie a lui Hartley? Și nu-l pe Doris, dar fie nu va rușine să o cer chiar lui. Bine, spuneam că ce separă această ediție a vieții lui Max Blecher de cea din Blind este, în primul rând, studiul introductiv, în care Doris Mironescu face un adevărat tur de forță, totodată teoretic și prozastic. Ce vreau să spun cu asta? Își fixează gama în care are de gând să evolueze și își fixează reperele teoretice de care vrea să se apropie și de care să se ferească. Prima lui credință e următoare. Biografiile nu sunt la mod. Biografiile nu s-au preaparat în literatura română. Dacă sunt să ne gândim serios, cred că trebuie să nu greșesc și să nu sunt prea grupul unii dintre critici noștri, dar cred că ultima mare biografie a fost un experiment, nu? O mai fi de una de nivelul aceea, nu știu, pe mine se scrie despre Treangă, Paul Corne. Da, ok, sigur. Da, și stere. Începută și ne termină. Da. Numai că vedeți? E ceea ce spunea Radu Vancu. Cu toată admirația enormă pentru Zicorne, acolo o mână de probator nu se prea simte. Este o mână de istoric, o mână de documentare. Care știa tot și mai mult decât atât proba cuiva. Însă, senzația mea e că Doris Mironescu preia destul de mult din legatul lui Călinescu, legat de Treangă. El nu spune Franc, dar el face aici cam ceea ce face Călinescu în cazul lui Treangă. Știe tot ce înseamnă document și își dă seama că acest document îl face, de fapt, inaccesibil de preparatul cărții. Asta este marea dramă. E o mare dramă pe care eu schematizez, mă reprezint așa expresivul cap printr-un episod din antichitate, o să zic de dragul anecdoticii, un episod pus la cale de Caligula, care la un moment dat s-a pomiat foarte tare pe unul dintre supușii, atât de tare încât i-a dat un bilețel și a pus să te duci cu acest bilețel la Rusia, te îmbarci în nu știu ce corabie și treci direct în Virginia la conducătorul Castro, nu știu ce. Evident că bietul apăritului curtător de bilet a plecat cu spaima în suflet. Cine știe ce era în biletelor ăla, n-avea voie să-l vestim. Și ajungând acolo, să vedeți cât de mare putea fi cinismul Caligula, o să vedeți de ce dau exemplu ăsta, îi mânează biletul conducătorului, acesta îl deschide și îl citește. Și pe bilet scrie. Nu-i face acestui om nici bine, nici rău. Nu era o tendință nocivă, era pur și simplu răbunarea supremă a unui răbunător și cu o inteligență prea bună. Cam asta e situația lui Blecher, cam asta e situația biografiei lui Blecher. Aceea de a-i cunoaște bine anumite episoade din romane, aceea de a-l documenta și Doris Mironescu a făcut ceva extraordinar din punctul ăsta de vedere, că nu i-a scăpat nicio cuvântuță pe care o le face Blecher. Asta se vede bine din ediție, dar s-a trezit în situația asta. Nu despre un asemenea om, despre un om care și-a refuzat cu mâna lui biografia și care, deși începe în Biblia luminată, nu așa o carte cu ambiții inițial memorialistice, sfârșește un prim roman.
una nouă parte a tot. Ei bine, domnul Ionescu era în situația asta. Cum anume tot rezolva așa ceva? Prin empatie. Și aici era doar un foarte bine de ce superamă. Nimicul care pe domnul Ionescu de unul dintre cei mai demn continuatori ai Mirai. Paginile acestea sunt scrise în buna tradiție a criticului care vrea să fie alături de cel despre care scrie. În buna tradiție a celui care nu vrea să se piardă în chestiuni de verdict, care nu vrea să se piardă în chestiuni de amănânt nesemnificativ, deși le știe cam pe toate. Uitați-vă numai la notă de pe sistem ce retoarce, să spun ține, și care, în cele din urmă, caută acele infondabile care niciunea dintre noi nu ne s-a luat, apoi să vrem să aflăm câte ceva despre cine. Vă spun sincer, Dori știe tot despre Dori. Se vede asta. Dar știți ce-l pare pe? Faptul că nu știe cum suna Borja lui. Asta mă conisește către finalul cărții. Să fii atât de pasionat încât să dorești așa ceva, încât să dorești un amănânt de fonotecă, nu unul de bibliotecă, nu unul de cartofină. Să știi cum suna vocea lui Werner, să știi cum se desfășura micile reicini în vocea lui Werner. Sunt amănântele acestea pe care, în definitiv, niciodată documentul nu le poate surmina. Ori fără și privează întâi documentele, iar apoi vreau să ne duc un set de direcție sexuală corectivă. După părerea mea, pentru că are această inteligență corectivă așa, transformă deja cartea lui, una dintre cele mai bune cărți de critică apărute, nu știu, în bine să zic în ultimii 30 de ani. Și aici o să fiu puțin răutăcios și vă spune că mă bucur meschin de faptul că, deși Max Weber este un mare autor necunoscut pentru care generații succesive de critici literari importanti au făcut destul de mult, începând cu Ovidescu, cu Ovmaticianu, cu Nicolae Manolescu, cu Mihai Zanfir, pentru a-l scoate din necunoscut, mă bucur, spuneam că până la urmă, un critic din generația mea a reușit să ducă lucrul la capăt, e o bucurie personală și măruntă, dar nu recunosc. Așa încât te felicit, Dorin Ionescu, pentru volumul ăsta.